Jumătate din țară va fi lovită de un nou val de ploi, avertizează meteorologii. Astfel, în Transilvania, Maramureș, nordul și vestul Moldovei, Oltenia, dar și în cea mai mare parte din Muntenia, se vor semnala averse care vor avea caracter torențial. Ploile vor fi însoțite de vijelii, grindină și descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse și 60 de litri pe metru pătrat. Ne aflăm sub influența sistemelor frontale asociate unui ciclon mediteranean care determină instabilitatea atmosferică accentuată și se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, vijelii și grindină. Fenomenele specifice instabilității atmosferice vor deveni intense și temperaturile vor urca mai mult decât în mod normal pentru această perioadă până spre 29-30 de grade. Ceea ce va aduce un plus de energie în sistem și va determina intensificări puternice ale vântului, vijelii, grindină, frecvente descărcări electrice și averse torențiale. În acest mesaj de atenționare se află și zona capitalei, intensificări ale vântului ce vor lua aspect de vijelie, dar și restul fenomenelor asociate instabilității atmosferice,